Am revenit și alături de noi în această seară îl avem pe domnul Bogdan Tănase. Bună seara și bine ați venit, domnule Tănase. Mulțumesc de invitație, bună seara și telespectatorilor voștri. Cu mare drag, fondatorul organizației Casa Share, o organizație de care foarte mulți telespectatori au auzit, foarte mulți eșeni, foarte mulți moldoveni, poate și la nivel național s-au auzit de proiectele dumneavoastră. În schimb, ce ne dorim noi este să aflăm ce se întâmplă un pic în spatele cortinei. De aceea v-am și invitat în platoul nostru. O să luăm puțin așa, nu neapărat istoric, cât într-o cronologie, pentru a înțelege exact de unde ați pornit, să reamintim telespectatorilor de unde ați pornit, cum v-ați gândit să porniți acest proiect și mai mult decât atât, care a fost dezvoltarea lui pe parcurs până în prezent? Da, am pornit acum 8 ani de zile, foarte mulți dintre ieșeni bănuiesc că știu povestea, acum o să o repet. O să repovestim. Da, o să repovestim. Da, am început acum 8 ani de zile din instinctul meu de a face ceva. Am făcut prima casă în 2014. Am citit în ziarul local, la noi aici, la Iași, că era înainte de Crăciun, o reporteriță de la un ziar local s-a dus într-un sat și a luat interviu la niște copilași. Unul dintre ei a zis că nu a avut niciodată o mașinuță în viața lui și de acolo a pornit totul. Am adunat niște mașinuțe din casă, de la copiii mei și m-am dus acolo. Bineînțeles că eu fiind de la țară știam că nu doar de jucării duc lipsa acești copii. În general la țară lipsesc lemnele de foc, lipsesc alimentele. Lipsesc multe în general. Da, dar strictul necesar trebuie la copii, nu trebuie să lipsească. Am luat o dubă de la mine de la firmă și m-am dus încărcat cu cele necesare. Am ajuns acolo și am găsit ceva strigător la cer, 6 copii, vai mama lor. Mama îi părăsise, doar tata se chinuia mi-aduc aminte, avea o plită, cei de la țară știu, plita de la sobă e mai groasă, frecau plita aia până s-a albit plita de fontă, aia ținea puțin mai multă căldură. Am încercat să le fac o sobă, de la sobă le-am făcut o casă și de acolo am pornit Casa Share numărul 1. Și de acolo, practic, s-a demarat proiectul Casa Share. Da, da, de la o da. Sobă, de la o mașinuță, s-a ajuns așa. Da, se legă toate. În viață nu ți programezi să faci lucruri bune, ci vin de la, eu zic că vin sus de la Dumnezeu. Într-adevăr. Și până în prezent, câte proiecte ați reușit să finalizați prin această inițiativă de Casa Share? Da, avem 35 de case făcute, 30 pentru copii, 5 pentru bătrâni. Zic eu că sunt câteva, puține, multe, nu știu, dacă am putea reuși să facem fiecare măcar câteva căsuțe sau să ajutăm cumva fiecare în domeniul lui. Nu neapărat trebuie să faci o casă dacă vrei să faci bine, că toată lumea zice, băi, dar eu nu am puterea ta să fac o casă. Dar nu trebuie să faci o casă, trebuie să faci bine. O zi trebuie să fii voluntar, de exemplu, și egal cu ceea ce am făcut eu. Adică eu nu sunt mai presus că am făcut 30 de case decât un om care vine și face voluntariat într-o zi. Amândoi vrem să facem bine, suntem egali. Obiectivul este comun? Exact, exact. Asta trebuie să înțelegem noi, că fiecare poate ajuta cum poate. Nu trebuie să facem lucruri imense. Pentru că fiecare face câte un lucru mic. Păi eu acum sunt un punct înconjurat de mai multe puncte și când le pui, faci un întreg. Într-adevăr, exact cum spuneam mai înainte când vorbeam, sunt ca o locomotivă cu multe vagoane în spate pline, de dorința de a face bine și tot mă împing de la spate. Eu mă pot să mai pun frână acum, că nu mai țin frânele, dar mă împing bagoanele de la spate, că sunt prea pline de dorința de a face bine. Sunt foarte mulți oameni care vor să facă bine, foarte mulți. Asta doream să vă întreb, cum reușiți să susțineți financiar toate aceste costuri și toate aceste proiecte? Da, eu nu am venit aici să vă spun că e greu. Eu am venit aici să zic să poate. Uitați-mă la mine, eu am început să fac o casă și am ajuns la 35, plus un centru educațional mare despre care o să vorbim. Deci chiar se poate, numai să vrei. Dacă ai dorință și nu renunți la visul tău de a face bine, chiar poți. Eu, ușor, ușor, oamenii s-au adunat în jurul meu și împreună uitați ce am putut să construim. De la un zero, de la un nimic, de la dorința mea de a face bine. Întrebarea legată de această putere financiară venea strict din faptul că aveți cumva apeluri, ați făcut apeluri ca oamenii să doneze, să ajute într-o manieră, să se implice și prin donații sau strict prin prisma voluntariatului? Ca să ne înțelegem, cine a construit o casă știe ce înseamnă să construiești o casă, e foarte, foarte costisitor. Eu am făcut un apel la toți prietenii mei care îi aveam la început
Și ușor, ușor s-au adunat în jurul nostru. Casa și asta pe un schelet de câțiva oameni de bază. Am înțeles. Deci e o structură, o structură a unor oameni. Dar mai mulți oameni, ca și cum noi am fi stâlpi. Și în jurul nostru sunt și alți oameni la care apelez tot timpul când am nevoie de fonduri, de diferite materiale de construcție. Și pe lângă s-au adunat foarte mulți oameni din țară. Puteți dona prin SMS foarte ușor, da? Pui mâna pe telefon, trimiți un SMS la 8844 cu mesajul casa și donezi 2 euro în fiecare lună. Acei 2 euro contează foarte mult. 2 cu 2 fac 4, 4 cu 4 fac 8. Și uite așa se adună. Că lumea zice, băi, 2 euro e prea puțin. Nu, este foarte mult. Dacă ar fi de la fiecare în parte. Da, este foarte mult, foarte mult. Pentru noi așa construim. Și faza bună, partea bună e că oamenii chiar văd că se întâmplă lucruri. Și crede-mă, și cred în, da, în acest crede-mă concept. Că eu câteodată mă întreb, băi, cine sunt oamenii ăștia? Cum de... Ei asta vor, vor să facă bine. Și așa cum pot și ei. Și când le arăți, da, când le arăți că faci, deci e foarte simplu la noi, lumea s-a săturat de vorbe. Și vecinul, și vecina vorbește, și avocatul, și parlamentarul, și politicianul, și primarul, și toată lumea vorbește. Da? Nu mai vrea, lumea s-a săturat de vorbe, vrea fapte. Și să uite, să îndreaptă către ceva. Bă, cine face lucruri? Să cine ce construiește? A făcut, să văd ce s-a întâmplat. Da. Ce a zis omul ăla că face? Păi și omul ăla a zis că a făcut o, face o casă. La, eu mă duc, văd casa, a luat o casă. Peste 3 luni, casa e gata. Băi, dar ăla chiar face ce spune. Uh-huh. Și chiar îl putem ajuta să îl susținem. Și credeți-mă că în orice domeniu, dacă s-ar face ceea ce se spune, s-ar schimba totul. Tot. Acum este un concept și o ideologie despre care vorbim de fiecare domeniu, de, dacă s-ar face prea greu, pentru, din punctul meu de vedere, pentru țara noastră. Nu este imposibil. Și exact cum ați spus și dumneavoastră, că totul pleacă de la noi, personal. Corect. Și mai mult decât atât, dacă avem și niște oameni de bază și niște oameni care să creadă, ori să aibă cumva aceleași principii și valori, sau mai mult decât atât, să aibă și același obiectiv, lucrurile, într-adevăr, se pot întâmpla. Și ca să revenim pragmatic la activitatea organizației Casa Share, povesteam înainte de a intra cu telespectatorii noștri în discuție și despre un centru educațional care, din ce mi-ați transmis, chiar ieri l-ați pus în funcțiune. Da, sunt foarte încântat, chiar de acolo vin. Am muncit foarte mult, 18 luni de zile. Eu zic destul de repede, unii s-apucă și nu termin nici măcar în an de zile să faci un centru educațional de 600 de metri pătrați, dotat cu toate, tot ce trebuie, smart board-uri, avem panouri solare, suntem independenți, sol energetic, încălzire în pardoseală, tot ce vor, tot am deci, fost... putem spune, dacă îmi permiteți să vă întrerup, putem spune că este un centru educațional la standarde Uniunii Europene. Exact. Chiar și am fost în țară peste tot, să pot, nu am fost la ea și n-am găsit așa ceva, să mă inspir. Am fost în țară, în diferite locații, chiar în Alba este o comună, Ciugud, au un centru mai nou acolo, am fost și m-am uitat. Am zis, dacă îl fac, să-l facem cum trebuie. Deci copiii au toate condițiile acolo. Ieri am dat drumul, copiii au pășit cu mare drag, chiar de acolo vin acum și spuneau, domnul Bogdan, dar noi vrem să învățăm aici. Că e mai frumos aici ca la școală. Dar asta facem. Ei merg la școală până la, de dimineață de la 8 până la ora 12 sau o parte dintre ei termină la 1 sau 2, depinde cum termin, dar în general cei mici termină la 12. Ei vin în acest centru, pentru că centrul este lângă școală, le dăm o masă caldă, că e foarte important, o masă caldă. Unii dintre ei nu mănâncă acasă, n-au ce mânca. Le dăm o masă caldă, după aia își fac temele. După ce fac temele, avem niște ateliere de lucru în care îi îndemnăm pe copilași să descopere diferite meserii. Electricieni, instalatori, dulgheri, cum să lucreze cu lemnul, fetele să lucreze, avem niște mașini de cusut, să fac croitorie, poate le punem un scaun pentru păr și așa mai departe. Deci încercăm, nu suntem școală profesională, dar încercăm... Lucruri practice. Da, încercăm să sădim în căpșorul copilului cultul muncii. Pentru că la noi cultul muncii nu prea mai există acum. Toată lumea vrea să facă o aplicație, toată lumea vrea să facă ceva, dar nu mai vrea să mai muncească nimeni. Mâinile noastre trebuie să facă ceva. Da, cumva societatea se îndreaptă către o muncă intelectuală mai mult, mai ales nu mai spunem de partea aceasta de IT și alte domenii care au apărut în ultimii ani de zile și s-au dezvoltat enorm, cât despre ceea ce spuneți dumneavoastră, această muncă fizică, efectivă, de a pune mâna, de a face, de a vedea un rezultat în urma acțiunilor tale, fizic. Așa este, asta încercăm să facem aici, pentru că ne vedem cu toții cât de greu găsești
pe cineva să spună niște gresie în baie, găsești un muncitor să vină să-ți repară țeava. E foarte greu, vedeți, știm toți oamenii care ne privesc acum, bănuiesc că toată lumea a întâmpinat o problemă, îți găsești un om cu un secade. Da. Pentru că sunt 6 milioane de oameni plecați în străinătate, cei mai buni dintre noi au plecat peste mări, nu e vina mea și acum noi intrăm într-o discuție de asta lungă. Ideea este că ce putem face pentru viitor și eu asta vreau să fac aici. 70 de copii o să fie educați, o să învețe o meserie și să sperăm că toți o să ajungă oameni în viață. Este un obiectiv, dacă îmi permiteți mie să spun, extraordinar de eficient pentru ei în primul rând. Nu vorbim acum de a crea niște oameni de a munci într-o societate viitoare, vorbim pentru ei pentru că vor ajunge într-o zi în care își vor putea câștiga pâinea de toate zilele prin munca lor, care o să-și aducă aminte poate că au învățat-o în acest centru educațional. Doream să vă întreb, profesorii, ori cadrele didactice care se ocupă, mi-ați spus că fac teme copiii acolo, da, în centru educațional. Da. Aceștia sunt tot de acolo din zonă, din zona centrului din Popricani? Sau? Da, avem niște învățători și profesori de acolo din zonă care lucrează împreună cu noi, știu deja copiii. O să sper să avem și ceva voluntari din Iași, dacă cei care ne privesc sunt doritori care vor să facă voluntariat și să lucreze cu acești copii pe partea didactică, poate sunt profesori care ne urmăresc, ne pot apela, numărul meu este pe Facebook, pe Google, ne găsiți Casa Share și poate, nu știm niciodată cine ne privește, poate să vină să facă voluntariat cu acești copii, măcar o oră, două pe săptămână, pentru că noi acești profesori trebuiască să-i plătim, că nu poți să vii voluntar zi de zi. Nu ai cum, este imposibil. Ai jobul tău, trebuie să muncești să-ți câștigi existența. Dar profesori de engleză care pot să vină să lucreze mai intens cu copiii. Deci cei care ne ascultă, dacă vor să vină, ne găsesc la Popricani, au un mijloc de transport, îi lasă în fața, chiar în fața centrului. Este foarte ușor de ajuns. Și acești copii în centrul de la Popricani, în afară de aceste ateliere, mi-ați spus să-și fac temele și le oferiți și o masă caldă. Aceștia practic vin după programul lor normal de la școală. Și împărtășeați cumva, o să dau puțin în spatele cortinei, faptul că ei sunt atât de entuziasmați și atât de fericiți de ceea ce văd acolo în localitatea lor, încât au spus că vor să facă școala doar în centrul educațional, pentru că exact cum mi-ați spus, este un centru la standardele Uniunii Europene. Ca să faceți o idee și să înțelegeți de ce, încerc să explic oamenilor ca să fie simplu. Eu tot timpul vorbesc cu limba omului, nu am cu grafice, săgeți în sus, în jos. Când nu faci un copil să înțeleagă lucrurile și îl atragi de partea ta cu lucruri interesante, tu trebuie să-l ții acolo, da? În centrul ăla. Avem niște smart board-uri de astea, cum aveți voi în spate aici, se pun diferite corpul uman, de exemplu. Ce am văzut așa, eu sunt adult și abar n-aveam, nu credeam că există așa ceva. Îți mărește fiecare mușchi, îți arată inima în 3D, deci am stat eu cu cască și când au venit cei de la care ne-au adus smart board-urile și ne-au făcut training-ul și la profesor, ne uitam și noi. Gândește-te că copiii acum au venit, toți erau gură cască, se uitau, vai ce frumos, ce... Geografia la fel, i-au pus munții, le arătau piscurile, tot 3D, se învârteau, era... Deci e foarte, foarte important să-i atragi către lucrul ăsta. Să-și dorească să vină. Da, este o școală interactivă, dai seama, o fac cu bucurie, nu trebuie să-l... aveam noi diferiți profesori care nu ne făcea plăcere să ne ducem la ora respectivă. Da, cu toții cred că am avut astfel de experiențe. Domnule Tănase, copiii care beneficiază de aceste minunate lucruri pe care dumneavoastră ați reușit să le faceți în Popricani, la centrul educațional, sunt într-un număr limitat, mă gândesc, sau ori se face cumva prin rotație, ca fiecare elev sau știu eu, copil din localitate să poată trece măcar o dată prin centrul educațional. Cum alegeți beneficiare sau cum v-ați gândit să alegeți copiii care să vadă ceea ce se întâmplă acolo? Da. Asociația noastră, că noi suntem o asociație, asociația noastră Casa Share, noi asta este obiectivul nostru. Să schimbăm, schiești pe șapca mea, Casa Share schimbă vieți. Încercăm să schimbăm cât mai multe vieți a celor copii care acasă nu au condiții. Da? Ok, sunt foarte mulți dintre părinți care nu au reușit în viață, dar copiii aia n-au nicio vină. Deci noi dacă putem să le schimbăm viața acelor copii, ți-am spus, câteodată o masă caldă e mană cerească pentru ei. Da? Masă caldă, care la noi, acasă, copiii trebuie să-i face avionul, să-i dai o linguriță cu mâncare. Pentru ei, când văd bolul ăla de supă... Nu se mai opresc. Da. Deci asta e important. Cei care au
probleme acasă, se descurcă greu, noi spre această, acești copii ne îndreptăm și pe lângă vin și mămici care au 2-3 copii și o duc greu, care au serviciu, care încercăm să-i ajutăm pe toți. E un număr limitat de 70 de copii, da? Ei sunt împărțiți în clase 1, 4 și 5, 8, 2 și 2 și fac prin rotație și încercăm să-i ajutăm pe toți cei care au nevoie. Am înțeles din spusele dumneavoastră că activitatea organizației Casa Șer cumva este pe regiunea Moldovei, da? În ea și câteva județe adiacente. V-ați gândit sau ați primit propuneri, ori nu știu, poate mă gândesc că pe o perioadă de 8 ani de zile au fost și persoane din exteriorul regiunii care și-au dorit poate o colaborare sau mai mult sau mai puțin, sau v-ați gândit împreună cu echipa dumneavoastră să vă extindeți și în alte zone ale țării? Zâmbesc puțin că echipa nu prea este. Echipa asta, două mâini, două picioare și soția spatele meu. Are mai puțin și mă culcă în balcon. E că cea mai importantă echipă, dacă da. Mă întrebați. Noi gravitez aici, în jurul Iașiului, pentru că eu am și jobul meu din care trebuie să trăiesc. Eu nu sunt ONG-ist de meserie, nu din asta trăiesc, nu am salariu sau nu. Eu îmi donez timpul și banii aici în a face bine și n-aș putea să plec de lângă fabrică. Eu am o fabrică mai mare, să plec din fabrică și să plec la Constanța. Mi-aș dori din tot sufletul să fac lucrul ăsta. Chiar aș vrea să fac, dar nu, trebuie să trăim și noi. Deci strict de mobilitate. Da, de mobilitatea mea. Avem cereri de colaborare în toate județele, ne-au sunat, din toate județele Iașiului. Este un aspect foarte important, știți? Da, în toate județele din afara Iașiului, domnul Bogdan, vrem să facem și noi o căsuță aici, în județ la noi, cum să ne descurcăm. Păi vă descurcați cum am făcut și eu. Dar noi nu suntem dumneavoastră. Dar și eu am fost ca tine la început. Și mi-am adunat toți prietenii pe X, pe Y, pe Z și uite, și mulți au luat exemplu pozitiv. Puterea exemplului este fantastică. Eu mă uit și la copii. Dacă le arăți exemple bune, urmează exemple bune. Dacă le arăți rău, rău fac. Și oamenii au luat exemplul nostru. Bă, dacă l-a făcut 30 de case, eu chiar nu-i fac o nici casă aici, una. Aici, în zona mea, chiar nu pot eu. Și e foarte important să arăți ceea ce faci, cu toate că sunt și, să ne zic așa, sceptici, că domnule nu știe, nu trebuie să știe stânga ce faci dreapta, avem noi. În cazul meu nu se pune treaba asta, că trebuie să arăți binele, pentru că trebuie să-l multiplici peste tot unde poți. Și chiar oamenii au luat exemplul nostru și se întâmplă lucruri, exact, se fac case. Ați văzut proiecte asemănătoare? Doar că nu asemănătoare, i-am și învățat cum să facă, să facă o pagină de Facebook, să-și invite toți prietenii, să-i le roage, băi, cine are un geam, cine are un acoperiș, cine are o ușă, cine mână are... de la mână. Da, puțin, așa se puțin. Fac și i-am încurajat și mulți au reușit. Eu nu pot să fac casa așa, iar la Cluj. V-am spus și de ce. Și nici nu putem să dăm numele nostru acolo, pentru că noi suntem Casa Șer și suntem așa de apreciați pentru că chiar facem lucrurile care le spunem. Mâinile dumneavoastră, da. Deci efectiv fizic. Da, da. Noi ce spunem și ce arătăm și ce încercăm să adunăm oamenii lângă noi să ne susțină, noi trebuie la sfârșit să arătăm oamenilor că am făcut. Da. Domnule Tănase, spuneți-ne despre proiectele viitoare pe care vi le doriți sau la care v-ați gândit să le faceți pentru Casa Șer, pentru că am văzut, dacă este să ne gândim așa la o dezvoltare a ceea ce înseamnă Casa Șer, ați început cu o mașinuță, o casă, ați ajuns astăzi la un centru educațional, care nu este puțin lucru, mai ales într-o zonă în care copiii, cum ați spus și dumneavoastră, poate noi adulții uneori nu am văzut atât de multe lucruri, dar aminte ei, și care sunt proiectele viitoare, la ce v-ați gândit? Da, acum am terminat centrul, l-am pus pe picioare, acum avem meniul zilei, trebuie să continuăm, de exemplu, dotarea bucătăriei, nu avem destul, având financiar, să zic așa, să o terminăm, trebuie să ne axăm să facem și putem face, noi avem bucătăria, dar nu este încă funcțional, că nu avem ce să punem în bucătărie. Deci, practic, noi putem face și un apel către telespectatori, da, pentru cei care poate, nu știu, au... pot ajuta la echiparea bucătăriei din centrul educațional sau pot oferi, poate sunt antreprenori locali sau regionali sau cineva care ne urmărește, care pot oferi o masă caldă copiilor într-o anumită perioadă. Noi masa caldă o avem acum de la cineva, avem meniul zilei, plătim pentru el, bineînțeles, dar asta ne dorim. Noi, din start, proiectul a fost prevăzut cu bucătărie, dar trebuie utilată, trebuie făcută după toate normele, oricum toată clădirea e făcută după norme, după ISO, după... Nu vreți să știți câte norme sunt, dar le-am făcut pe toate și nu o să ne dăm la o parte nici la aceste norme de la bucătărie, sunt foarte importante. Cei care ne privesc poate au cunoștință de
firme care dotează bucătării, da, cei din Horeca, cei cu hoteluri, cei cu pensiuni, unde să ne îndrepte poate la niște prețuri mai ok, poate, nu știu, furnizori. Poate fac și o donație poate, sau... Da, noi nu cerem cei care vor să aproape exact, de noi. Despre aceasta este vorba, adică despre oameni care își doresc da. Să participe la o acest să continuăm, lucru. O să continuăm cu aceste case pe care le construim, tot așa să salvăm cât, pentru că în fiecare zi ne vin zeci de cazuri. În fiecare zi. Sunt contactat pe mail, pe WhatsApp, pe telefon, pe toate canalele posibile și imposibile, este foarte greu să ajungi pe toți oamenii. Foarte greu. Aș vrea, dar nu ai cum. În primul rând, logistic, financiar, implicare, da. Pentru că trebuie să duci proiectul la capăt și asta o să continuăm și cu casele, iar dorința mea este să replicăm acest centru în cât mai multe comune din județul Iași. Am înțeles. Deci să ne așteptăm, dacă vă ajută Bunul Dumnezeu și mai mult decât atât, exact ceea ce ați menționat și logistica, dar și din punct de vedere financiar și mobilitatea mai ales, să mai vedem un astfel, două, sau pe viitor, acum nu dăm eu un numere da. Pentru că sunt... La noi l-am împachetat frumos acum, i-am făcut un dosar, arătăm exact cum s-a făcut, cât a durat, cum s-a făcut, cât a costat, ce costuri și o să încercăm să mergem la firme puternice financiar, în care să-i punem alături de noi să construim ceva pentru România. Domnule Bogdan Tănase, din păcate timpul nu ne mai permite ca să mai povestim despre aceste activități și nu doar activități, acestea, din punctul meu de vedere, nu sunt niște activități, acestea sunt niște acțiuni pe care dumneavoastră le faceți și vin din interiorul dumneavoastră și ați reușit în 8 ani de zile să dați un exemplu, pentru că despre aceasta este vorba. Eu fac cu încredere un apel către telespectatorii noștri, sunt ferm convinsă că și pagina de Facebook vă este urmărită și apreciată de foarte mulți ieșeni și dacă au auzit faptele dumneavoastră și vor să contribuie într-un fel sau altul, fie voluntar, fie printr-o acțiune financiară, ori printr-o donație de un material sau așa mai departe, să vă contacteze și de ce nu să ajute și ei exact așa cum pot. Ne găsesc foarte ușor detaliile pe Facebook, bateți casa și găsiți toate detaliile noastre acolo, să știți că acest bine se întoarce în societate. Acești copii încep să muncească în societatea în care trăim și noi. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dorim mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc că promovați binele. Întotdeauna. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. O seară frumoasă! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.